Acestea sunt cele două cărți despre care vă voi vorbi astăzi și dacă pe această carte am înapoiat-o, din aceasta va trebui să vă mai citesc pentru că sunt foarte, foarte multe legi și nu am reușit să le rețin pe de rost. Așadar, să începem! Hola, hola, dragilor, și bine v-am găsit la un nou video! La acest video mult, mult așteptat, pentru că vi l-am promis deja de ceva vreme și mai exact îmi doresc să continuăm această serie în care eu vă arăt ce cărți am mai citit și vă povestesc așa cât de puțin despre ele, pentru că n-aș vrea să le răpesc din farmec pe care l-au și să intru foarte mult în detalii, dar în același timp aș vrea să vă spun suficient de mult încât să vă trezesc curiozitatea, pentru că, recunosc, aleg să vă sugerez doar cărțile care cu adevărat mi-au plăcut. Și așa cum ați putut vedea în introducere, pentru astăzi am ales două cărți care nu sunt deloc din registrul pe care eu l-aș prefera, ci mai exact prima carte, În spatele ușilor închise, este un roman polițist, aș putea să-i spun, mai exact din seria, area aceasta de criminalistică. Iar cel de-al doilea este cumva de dragoste combinat cu puțin de spiritualitate. Este ceva absolut frumos și se numește Cele 40 de legi ale iubirii și îl am chiar aici. Și așa cum spuneam și în introducere, prima carte nu este a mea, am primit-o de la Anca. Anca, îți mulțumesc, mi-ai împrumutat-o. Și am citit-o pe nerăsuflate. Este o carte foarte ușor de citit. Nu știu dacă mi-a luat o după masă sau două, ceva în acest gen, însă m-a făcut curioasă. Și vă spun de ce. Pentru că eu, când mă uit la un film, am senzația și, nu știu, simt așa care va fi deznodământul. Și atunci, în cazul în care sunt cu cineva, le spun, a, păi să vedeți că o să se întâmple așa. Și cei din jur sunt la mine, really? Chiar trebuie să ne spui treaba asta, tu ai mai văzut filmul? Nu, nu am mai văzut, pur și simplu așa cred. Ei, asta mi s-a întâmplat cu această carte, pur și simplu aveam senzația că știu exact ce va urma. Și o să vă povestesc puțin cum a început. A început cu două surori, dintre care una bolnăvioară, adică suferindă de sindrom Down, care se afla într-o piațetă. Și ușor, ușor ni se povestește cum sora cea mică, cea cu sindromul Down, nu era neapărat dorită în acea familie, însă la insistențele surorii mari, mama a păstrat această sarcină și când s-a aflat că are și sindromul Down, cu atât mai mult mama nu și-a dorit să păstreze sarcina, dar, din nou, sora cea mare a insistat, astfel încât sarcina a fost dusă la bun sfârșit, ea asumându-și responsabilitatea pentru acest nou copil ce avea să intre în familia lor. Așadar, părinții, pe lângă faptul că se credeau cumva înaintați în vârstă și nu-și mai doreau un copil, cu atât mai puțin nu voiau să aibă de-a face cu un copil care mai are și un sindrom Down. Așadar, sora cea mare s-a preocupat să se angajeze, să aibă un serviciu bun, astfel încât să își poată permite să o întrețină pe cea mică și să o ducă într-un institut specializat. Și se întâmplă că sâmbetele și duminicile, de cele mai multe ori, le petreceau împreună. Asta în momentele în care nu era la muncă. Și este foarte frumos descris cum ele se află într-o piațetă și probabil, nu știu câți dintre voi știți, dar copiii cu sindromul Down fizic nu se dezvoltă foarte bine sau mai bine am putea spune pe de o parte nu se dezvoltă foarte bine, că cei sunt foarte inteligenți și fac unele lucruri mai bine decât cei normali, am putea să spune. Așadar, să nu cumva să credem că IQ-ul fetiței nu era unul mare sau creativitatea ei sau, nu știu, dorința ei de a trăi și felul în care se bucura de viață. Așadar, în timp ce toată lumea asculta cât de frumos se cânta un vals, știți cum sunt în piațete, chiar și la noi în Timișoara și la noi în România, tot felul de oameni talentați și creativi vin și cântă la chitară, la tot felul de instrumente. Așa s-a întâmplat și acolo, se cânta un vals. Și pur și simplu fetița s-a ridicat, fetița care avea vreo 15-16 ani sau cam așa, 16 ani și jumătate. Și s-a ridicat și a început să valseze, imaginându-și că este în brațele unui partener. Sora cea mare nu mai știa ce să facă, să se ridice, să oprească, să
o aplaude, să o încurajeze. Era cumva confuză că și nu voia să-i deranjeze pe cel din jur. În cazul în care ați avut în familie sau un prieten care are un handicap locomotor sau pur și simplu un semn pe față, știți cum sunt oamenii, că se uită într-un fel anume și pur și simplu nu și-a dorit să-i deranjeze într-o duminică liniștită. Însă, un domn galant a salvat situația, s-a ridicat și a luat-o pe cea mică la dans. După care, foarte șarmant și galant, a dus-o înapoi la sora ei și de acolo cumva s-a legat o prietenie, el invitându-le la un restaurant, la un suc. Ele parcă ar fi acceptat, parcă nu, pentru că nu e așa cum vrei, ești constrâns la restaurant, dar totuși fiind în plină zi și la o terasă în mijlocul centrului, fainat. Și așa s-a legat o relație de prietenie care a dus ușor-ușor spre îndrăgosteală. Sora cea mare era cam tânără, 20 ceva de ani, iar domnul galant avea peste 30 de ani, el fiind un renumit avocat. Cel mai bun avocat specializat pe sau în protecția doamnelor, femeilor, împotriva violenței domestice. Așadar, era de notorietate în acea zonă. Și de aici se înfiripă o poveste de dragoste, foarte frumoasă și așa, pe nepusă masă, el o cere de soție. O, suntem într-un bas. Ea acceptă, hotărăsc să facă o nuntă foarte restrânsă, iar el îi propune ei să îi ofere o casă, așa, ca și un dar de nuntă, și împreună schițează felul în care va arăta acea casă, el venind cu tot felul de sugestii pentru baie, pentru verandă, pentru camere și așa mai departe. Ea hotărăște să își vândă apartamentul în care stătea și îi dă lui banii, rugându-l ca măcar mobila să fie din banii. El spune că nu este nevoie de orice, este cadou, dar totuși acceptă pentru ca ea să nu se simtă prost. În toată cucerirea asta lor, se întâmplă ca el la într-o bună zi să-i ofere și un cățel, să-i cunoască părinții, să meargă în vizite foarte dese la surioara ei și să fie ceea ce ne-am dorit cu toții sau cu toatele, un bărbat minunat. Așadar, nunta era pe cale să se apropie și își doresc să facă, așa cum vă spuneam, la starea civilă foarte rapid, după care nu mai rețin exact dacă ceremonia acasă la prieteni sau pur și simplu doar să se întâmple la starea civilă. Se întâmplă ca în acea zi, în timp ce urcau scările pentru a ajunge la starea civilă, cea mică să cadă pe scări, să se împiedice și să aibă un accident ajungând la spital. Așadar, cumva, ea este confuză, nu știe dacă să meargă înainte cu nunta, toți invitații sunt acolo, să se oprească, să meargă cu cea mică la spital. Și atunci părinții iau cumva situația în mâini și spun, ok, o să mergem noi cu cea mică, tu continuă cu nunta. Cei doi tineri hotărăsc ca să nu se mute împreună până când nu vor veni din luna de miere, pentru ca casa pe care ea o desenase să fie perfect aranjată și mobilată pentru atunci când se va întoarce. Ba chiar el îi promite că a dus câinele deja la acea casă, că este o doamnă care are grijă de el și se ocupă de primirea mobilei și așa mai departe. Așadar, ei continuă cu nunta, urmând să doarmă la un hotel după recepția prietenilor și să plece în dimineața următoare în luna de miere, unde altundeva decât în Thailanda. În cinele de dinainte a nunții, alături de prietenii, ei le povestesc mai exact el ce vor vedea pe acolo și cum va fi. Așadar, se termină petrecerea, ajung la hotel, ea intră repede să-și facă un duș și își dorește să se întoarcă în dormitorul lor, căci încă nu a apucat să se întâmple nimic de natură sexuală între ei. Lucru care, pe de o parte, a intrigat-o, pentru că un bărbat atât de matur și în zilele noastre foarte rar așteaptă acest moment atât de minunat și de special pentru noi, însă pe de cealaltă parte îi plăcea, pentru că cumva urma pașii pe care ea și dorea. Așadar, merge în baie, se pregătește, iese într-un costum foarte sexy și plăcut ochiului, dar stupoare, nu-l găsește pe proaspătul ei soț. Inițial crede că poate a coborât pentru ceva, poate nu funcționează room service-ul, cine știe.
După care o apucă ușor teama. Stai puțin, dar dacă cumva s-a întâmplat ceva cu sora mea și el a rădat la spital, dar totuși de ce n-a intrat peste mine în baie să-mi spună că pleacă? Era cumva confuză. Pune mâna pe telefon, îl sună, nu răspunde. Pune mâna pe telefon, îi sună pe părinți. Acești, ea cumva panicată. Ok, s-a întâmplat ceva cu sora mea? Nu e bine, doar că s-a întâmplat ceva cu tine. Păi nu, da, să vedeți că soțul meu nu e. Păi poate că nu e. Păi poate e până în parcare, poate a plecat până undeva. Stai puțin, el este un avocat renumit și tocmai are un caz de notorietate, un om foarte cunoscut sau a fost acuzat de soția lui că ar fi maltratat-o. Așadar, poate că a intervenit ceva în acel caz și a vrut să rezolve ca să puteți să fiți liniștiți în luna de miere. Se simte vinovată că s-a panicat și renunță, dar parcă cumva totuși vine să-i mai dea un telefon și lasă un mesaj vocal în care îi spune, ok, sună-mă, ce se întâmplă, unde ești? Iar el îi trimite un singur mesaj înapoi, deci ești atât de disperată sau ceva din acest gen, ne vedem mâine la 11 în parcare. E șocată, stupefiată, nu semăna deloc cu mesajele pe care i le trimise până atunci, dar zice, ok, sunt eu de vină, nu îmi înțeleg eu soțul cu această problemă. Între timp, ea a renunțat la acest job pentru că el i-a spus că își dorește să fie cât mai aproape de el și că nu își dorește că atunci când el vine de la muncă să nu o vadă sau să fie plecată în deplasări foarte des. Așadar, înțelege că și ea când era la muncă avea tot felul de intervenții și trebuia să fie acolo unde este și hotărăște totuși să se odihnească și să fie ok pentru a doua zi. A doua zi se trezește, face bagajele și iese mult mai devreme în parcare pentru a-l aștepta, dar supoare, el care era veșnic punctual, nu vine la ora 11, ci vine la 11:20. Ea a îmbrăcat așa mult mai subțire pentru că doar câteva ore era puțin mai răcoare în avion, după care se apropiau de tărâmul exotic și a zis că nu are rost să își care paltoane și geci groase cu ea. Așadar, ajunge să înghețe puțin în acea parcare în timp ce îl așteaptă. El vine și foarte rece zice, urcă. Și atât. Pornesc și ea se așteaptă să meargă la sora ei la spital, căci îi promisese, deși ea era inconștientă, îi promisese că nu va pleca în Thailanda până nu va merge la ea. Așadar, îi pomenește lui despre acest lucru, ok, să mergem pe la sora mea, ea le zice, nu avem timp, ne grăbim la aeroport. Păi stai că am vorbit, că mergem, cu cine ai vorbit? Păi am promis surorii mele, cum i-ai promis? Era inconștientă, nu te auzea. Și se întâmplă așa un soi de dialog super sarcastic în care ea pur și simplu nu-și dă seama lângă cine e. După care el îi spune, știi ceva? Ia hai să alegi tu puțin între mine și sora ta, că până acum, în toate lunile din care ne-am cunoscut, noi am ieșit împreună cam cu ea peste tot. În zilele când tu erai liberă, ieșeam tot cu ea. Oare nu am suportat-o destul? Oare nu i-am acordat destul spațiu? Oare nu merit și eu să-mi acord și mie, să mă pui și pe mine, să mă faci prioritate în alegerile tale și în planurile tale? Și iarăși ea ajunge să se simtă vinovată și zice, hai dreptate, să mergem așadar în Thailand. Ajung acolo și deși ea văzuse hotelul și locurile pe care le vor viza, că și vă spusesem că în timpul cinelor cu prietenii, el povestea, uite, o să mergem aici, o să facem asta, o să facem asta, observă cu stupoare că trec pe lângă hotelul din imagini și merg în altă parte. Ea crezând că îi va face o surpriză și o va duce într-un hotel mult mai frumos și într-un loc mult mai frumos. Și ajunge într-un, cum am putea să-i spunem, hostel, ceva de genul, adică ceva foarte, foarte... Bine, era hotel, pentru că avea angajați, nu era chiar hostel și locuiau singuri în cameră, dar era ceva mult, mult sub nivelul celor văzute de ea în poze. Nu spune nimic, doar că nu credea că el se va putea obișnui cu acest nivel de trai și cu o cameră atât de mică și cu o baie în care abia te poți întoarce. Dar nu a zis nimic. Iar el așa, cumva, printre fraze, îi aruncă, apropo, voiam să-ți spun că nici acasă nu avem menajeră. Nu a deranjat-o deloc, pentru că nici acasă la ea nu avea vreo situație de lux, așadar chiar nu credea să aibă nevoie de menajeră, însă nu înțelegea de ce tot ține el una și bună cu nu ai menajeră, lucrurile se vor schimba când ne întoarcem acasă și așa mai departe. Deci hotelul nu este cel pe care îl
promisese și despre care povestise de față cu prietenii lui, era cumva șocată. Și se întreba dacă nu cumva este vreo farsă. Dacă nu cumva este una dintre cele emisiuni în care apare cineva și îți spune ha-ha-ha, tot a fost o farsă. După care îi venea tot felul de gânduri, ok, poate m-am măritat prea repede, poate nu am apucat încă să-l cunosc pe omul acesta, ce se întâmplă de fapt? El, văzându-i cumva confuzia pe chip, i-a spus, ok, hai să-ți spun o poveste. Era odată ca niciodată un copil care era mic și el își vedea zilnic părinții certându-se și își vedea tatăl cum își lovea mama. Într-una din zile, tatăl a dus-o pe mamă undeva la subsol și a închis-o acolo, iar el a crescut cu aceste imagini în care tatăl își ducea mama la subsol și cu sunetul strigătelor ei de disperare. Atât de mult s-a obișnuit cu ele încât au ajuns aceste imagini și aceste sunete să-i creeze plăcere. La un moment dat, când tatăl nu era acasă, a ajuns acest copil să facă treaba aceasta. Iar într-una din zile, mama a opus rezistență, iar el, învălmășit de acea plăcere de a auzi strigătele și de adrenalina care era produsă de faptul că o urma să o ducă și să o închidă acolo, iar ea, fiindcă s-a opus, a început să o lovească și a lovit-o cu o cazma atât de tare încât a lăsat-o lată. Apoi a sunat poliția și a spus că tatăl lui a făcut acest lucru. Iar așa, ca pe final, a spus, știi, acel copil sunt eu. Moment în care tipa a rămas fără răsuflare și este ok, acum clar este un show. Și aici o să mă opresc cumva pentru că abia de aici începe cu adevărat povestea și în timpul șederilor în Thailanda ea află că de fapt el este bolnav mental și povestea aceasta este doar locul de unde el a început să se îmbolnăvească. De aici a plecat de fapt și dorința lui de a fi aproape de femeile maltratate. După cum bine știți, pedofilii caută să lucreze în grădinițe, caută să lucreze aproape de copii. Oamenii care sunt cumva încântați de cadavre și de tot ce ține de moarte caută să lucreze cât mai aproape de morți și așa mai departe. Noi, în general, ne apropiem de joburile noastre din trei motive. Unu, pentru că ne creează o plăcere sănătoasă, bună, vrem să ajutăm oamenii, vrem să ne ajutăm și pe noi să ne împlinim. Doi, pentru bani, pentru că acel job este o oportunitate pentru noi. Și trei, ca să ne susțină plăcerile dubioase și morbide. Așadar, în cazul acestor patologii se afla și el. Și de aici se întâmplă tot felul de lucruri în Thailanda. Pot să vă spun doar că ea este înfometată și ținută pe balcon în arșiță ore în șir. Se întâmplă tot felul de replici, este făcută nebună în fața celorlalți, este șantajată pentru că între timp ei doi au devenit tutorii surorii ei. La întoarcere ea este ușor drogată în timpul zborului, ca atunci când ajunge în țară să nu îi se întâmple nimic. Casa pe care o promisese, de fapt, era cumpărată cu mult înainte, iar el a avut grijă subliminal să o facă să-și dorească ceea ce deja exista. Câinele pe care îl dăruise și care era cumva acasă, împreună cu doamna care avea grijă de casă, de fapt nu mai exista pentru că el a fost închis într-un subsol, într-o cameră roșie și a murit săracul de deshidratare și de aici se întâmplă o grămadă de orori. Astfel încât el și-a dorit-o de soție pentru că ea avea această soră de care nimănui nu-i mai păsa, căci între timp părinții ei au hotărât să plece într-o altă țară, așadar și-au luat mâna cu totul de pe această surioară și ea era cumva neprotejată de nimeni. Ceea ce pentru el era maximum de plăcere, căci o putea teroriza în liniște și evident își dorea să o închidă în acea cameră în care ulterior sora cea mare pictează niște tablouri fără să știe pentru ce. Este o adevărată poveste și dacă nu i-aș fi ghicit sfârșitul sau felul în care avea loc sfârșitul, căci fiind un roman despre crimă, știam că la un moment dat cineva va muri. Și tot citind, știam că el va fi cel care va muri pentru că trebuie să fie cu happy end. Dar felul în care îl va omorâ m-a uimit că am putut să ghicesc treaba asta și mi-a plăcut și că am intuit că surioara cea mică va ajuta. Dar mă voi opri aici pentru că este foarte, foarte delicioasă, deși nu e un exemplu de urmat, nu e
ceva cu care te întâlnești zilnic sau sper să nu te întâlnești zilnic, este ceva de văzut și așa ca o morală a acestei cărți ar fi să avem mare grijă cu cine plecăm la drum. Fie că vorbim de un prieten, fie că vorbim de o cunoștință, de un iubit și așa mai departe. Acum în România este de notorietate cazul din Caracal, dar acesta este doar unul. Se întâmplă zilnic să fie femei sechestrate, răpite sau pur și simplu femei care pleacă de mână cu iubiților într-o altă țară pentru un viitor mai bun și se trezesc că sunt vândute la propriu și sunt predate în mâna unor proxeneți. Așadar, să încercăm pe cât posibil noi, ca fete, căci suntem așa în cumva neegalitate când vorbim de forța fizică față de un bărbat, să încercăm să ne protejăm pe cât posibil, să încercăm să cunoaștem foarte bine omul de lângă noi sau pe cât de bine putem, să-i cunoaștem familia, să ne punem niște semne de întrebare în cazul în care acest om nu are familie, nu are prieteni, parcă nu are un trecut. Să încercăm să cunoaștem cât de multe despre el, să avem grijă când plecăm undeva, să avem bani la noi, să avem grijă să nu dăm actele noastre pe mâna oricui, să avem grijă când plecăm la kilometri mai îndepărtați, să anunțăm cât mai multe persoane unde suntem, să ne folosim de Facebook-ul ăsta, să punem check-in-uri și fotografii, pentru că la un moment dat va ajuta. Și cu atât mai mult să nu plecăm în străinătate, fie și într-un concediu cu un om pe care îl cunoaștem de 3 zile și, așa cum spuneam, un om pe care nimeni nu-l mai cunoaște. Deci dacă ar fi să tragem o lecție din pățăniile acestei fete, ar fi să nu credem chiar în făt frumos perfect care la 40 de ani este neînsurat, pentru că se întâmplă ceva dacă până la 40 de ani acest om nu a avut măcar o relație serioasă. Se întâmplă ceva dacă acest om nu are o familie pe care să ne-o prezinte sau nu mai este în relații bune cu familia lui și așa mai departe. Este o carte foarte delicioasă și vă recomand cu plăcere, mai ales dacă sunteți amatoarele acestui gen, dar uite că și eu, care nu sunt amatoare acestui gen, tocmai pentru că ghicesc foarte ușor finalul și totuși că și mie mi-a plăcut. Așadar, cu siguranță vouă o să vă placă cu atât mai mult. Pentru că simt că am vorbit deja jumătate de oră sau pe acolo, o să trec repede repejor la această carte care se numește Cele 40 de legi ale iubirii. Ați văzut-o și pe ea în prezentare. Elif Shafak este o scriitoare de origine turcă și este autoarea bestsellerului internațional Bastarda Istanbulului. Această carte mi-a fost oferită de colegii mei, Marco și Bobo, de la job, și mi-au făcut o cadou de ziua mea. Ei, bineînțeles, mă văd citind mereu tot felul de cărți, postând și așa mai departe, dar încă nu le este foarte ușor să-mi ghicească genul meu. Și cumva și-au dorit și să-mi ofere altceva în afară de psihologie și business și dezvoltare personală. Așadar, foarte bine au făcut și au venit cu această poveste în care o soție la a doua tinerețe, având deja 3 copii, dintre care una adolescentă spre adultă, se trezește casnică toată viața ei și se trezește că își dorește să aibă în sfârșit un job, așadar se angajează la o editură și jobul ei este să citească romane și să facă un rezumat pentru ele. Și așa se întâmplă că îi pică pe mână un roman, Dulce Blasfemie. Și în acest roman este vorba despre... găsesc aici să vă citesc chiar vouă. Mi-ar plăcea să vă citesc puțin din el. Este foarte interesant cum practic vine așa un scurt capitol, Shams, Ela și așa mai departe, despre fiecare dintre... am putea să-i spunem actorii, personajele principale, căci nu joacă într-un film. Și așa se întâmplă că se vorbește despre Rumi și despre cel care a fost prietenul lui de o viață. Dacă în psihologie putem să vorbim despre Freud și Jung ca fiind prietenii care au stat de vorbă 13 ore neîntrerupți, când vorbim de partea aceasta de... a Coranului, cred că ne putem gândi foarte bine la Rumi și la Shams din Tabriz. Așadar, despre ei este vorba și despre întâlnirea lor și despre câți oameni au participat ca această întâlnire să aibă loc. Dar ce mi-a plăcut mie mult mai mult, aparte de tot ce ține de spiritualitate, de Coran, de felul lor cum
îl apreciază pe Mohamed și pe Allah și așa mai departe, care până la urmă este o lecție de, îmi place să spun, spiritualitate și nu religie. Îmi place că sunt câteva motori, câteva legi, aceste 40 de legi ale iubirii, pe lângă câteva motori, care ne-ar putea ajuta și pe noi. Și o să vă citesc doar câte ceva. Pentru că, deși unii oameni spun altceva, iubirea nu e doar un sentiment înduioșător care se ivește și dispare rapid. Deci nu este numai un sentiment înduioșător care se ivește și dispare rapid. Iubirea este însăși esența și scopul vieții. Și după cum puteți observa, o să vă arăt imediat, mi-am subliniat absolut toată cartea, tot ce mi-a plăcut, pentru că îmi doresc ca pe viitor să nu o recitesc pe toată, ci doar ceea ce îmi place. Și aici vorbim despre legi și ajungem la prima lege. Felul în care îl vedem pe Dumnezeu oglindește limpede felul în care ne vedem pe noi înșine. Dacă El trezește mintea noastră mai cu seamă frică și vinovăție, înseamnă că înăuntru nostru muștesc prea multă frică și vinovăție. Dacă îl vedem pe Dumnezeu plin de iubire și îndurare, așa suntem și noi. Iar această primă lege se pupă foarte bine cu controversa care se află între mine și ortodoxie. Căci la biserică de foarte multe ori aud sintagma să-ți fie frică de Dumnezeu. Pe de altă parte mi se spune, ok, Dumnezeu te iubește orice ai face și cumva aceste lucruri se contrazic. De ce trebuie să-mi fie mie frică de cineva care mă iubește necondiționat? Oricât aș greși, oricum aș greși, este suficient să-mi cer iertare, să-mi recunosc greșeala, să încerc pe cât posibil să o îndrept, dar nici vorbă de frică și de vinovăție. Și tocmai această sintagmă m-a făcut să-mi deschid ochii puțin și către budism, după cum bine puteți observa, și către islam și așa mai departe. Îmi place și sper să ajung să cunosc cât mai mult din toate religiile ca să pot să-mi fac eu o imagine de ansamblu. Și până la urmă, eu cred că Dumnezeu este o entitate, o energie supremă, iar religiile sunt ceva ce oamenii au inventat. Și avem tot felul de legi. De exemplu, calea către adevăr este o truda a inimii, nu a cugetului. Fă-ți din inimă cel din tâi sfetnic, nu din cuget. Adică întotdeauna să ne lăsăm ghidați de inimă, căci ceea ce vine din minte ar putea fi suma a ceea ce cunoaștem datorită oamenilor pe care îi întâlnim și datorită a ceea ce citim, ce învățăm, ce cunoaștem, dar ce vine din inimă este cumva beyond, peste tot ceea ce ar putea pământul să ofere și s-ar putea să fie bagajul sufletului de multe, multe, multe vieți. Întâmpină, înfruntă și în cele din urmă biruiește-ți propriul nafs cu inima. Cunoașterea de sine te va călăuzi către cunoașterea lui Allah. Indiferent cine suntem sau unde trăim, în adâncul sufletului toți ne simțim incompleți. E ca și cum am fi pierdut ceva și simțim nevoia să le redobândim. Însă, ce este acel ceva mare, parte dintre noi nu aflăm niciodată, iar cei care află încă și mai puțin reușesc să pornească în căutarea sa. Alege iubirea, numai iubirea. Fără iubirii dulce, viața, traiul e o povară, văzută-i doară. Așadar, în momentul în care ne simțim incompleți și parcă avem de toate, dar nu avem nimic, să ne gândim câtă iubire oferim și câtă iubire primim. Pentru că îmi vine acum în minte o imagine pe care chiar ieri am văzut-o cu colegii mei. Un om și un câine stăteau și priveau în zare. Câinele se gândea exact la acel moment în care el se afla alături de stăpânului, iar omul se gândea la avioane, vacanțe, bani, mașini, case și așa mai departe. Nu reușim să ne focusăm pe prezent și nu reușim să ne bucurăm de ceea ce avem. Evident că ne punem cu toții tot felul de goluri și de dorințe și ne-ar plăcea ca la anul să mai învățăm o limbă străină, să mai vedem o țară străină, să ne schimbăm canapeaua, să ne schimbăm apartamentul cu o casă mai mare, să-i oferim copilului șansa de a avea o școală mai bună și așa mai departe. Însă ar trebui să ne mai uităm din când în când și în jos. Pentru că noi fiind aici avem tendința de a ne uita doar în sus și tot fac apel la ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Dacă sunteți atenți la reclama de la KFC, spune ceva de genul, dau un exemplu, Matei mănâncă la KFC, dar el visează la vacanța Oanei din Bali. Oana visează la vacanța lui Andrei din
Egipt. Andrei visează să fie în spațiu, iar Dorel, care este în spațiu, visează să mănânce la KFC. Iată cum ajungem undeva sus și ajungem să tânjim după ceva atât de simplu, și anume o zi fără griji, în care să nu ne sune telefonul și în care să ne putem relaxa și să uităm pur și simplu de tot și de toate. Așadar, atunci când aspirăm să fim acolo, să nu omitem ceea ce ar putea veni la pachet cu asta, și anume faptul că nu o să mai putem să ne punem telefonul niciodată pe silent. Faptul că avem în subordinea noastră o grămadă de oameni pentru care suntem responsabili. Și atunci să ne mai gândim o dată, ne dorim cu adevărat acea poziție? Ne dorim cu adevărat acea casă mai mare? Căci tot într-un pat dormim, tot la o masă mâncăm. Dar o casă mai mare vine și cu costuri de întreținere mai mari, vine și cu mai multă muncă, căci trebuie să avem grijă noi singuri. Mai avem o asociație de proprietari care să se ocupe de îngrijirea unui bloc, de exemplu, ci trebuie noi să avem grijă să reparăm, să tundem gazonul, să schimbăm, să facem totul. Și de asta zic că ar fi foarte drăguț ca atunci când ne punem noi perspective să vedem și avantajele și dezavantajele. Dar până facem asta, să reușim totuși să ne bucurăm de prezent. Și foarte, foarte mult mi-a luat până am reușit să fac acest lucru, căci îmi doream să fiu în punctul B și când ajungeam în punctul B nu puteam să mă bucur nici măcar o clipă, căci îmi doream să fiu în punctul C. Și dacă facem acest lucru, nu o să reușim să fim niciodată fericiți. Și cartea asta ne arată cumva de ce ar trebui să ținem cont în viață aceste 40 de legi, dar ne spune și povestea acestei doamne care trebuie să citească acest rezumat și care ne arată cum, deși era căsătorită, ea a ales să-și schimbe viața la 40 și ceva de ani, pentru că și-a dat seama că viața este atât de scurtă și că trebuie să faci ceea ce simți cu inima, și a ajuns să divorțeze și să fie sinceră față de soțul ei, pe care de mult nu-l mai iubea, căci acesta o înșela foarte, foarte mult și cumva relația lor era deja deteriorată, și a ajuns să stea totuși în acea relație pentru copiii ei, care erau deja mari și care au simțit această răcire. Așadar, pentru toate cele femei care se gândesc că e mai bine să stai într-o relație pentru copilul tău, v-aș ruga să vă mai gândiți încă o dată. Pentru că un copil își dorește întotdeauna să aibă și să vadă o mamă fericită sau o pereche de părinți fericiți. Și dacă nu se poate ca această fericire să fie în timp ce ei sunt împreună, cu siguranță îi preferă separați decât să vadă tot felul de tensiuni și de, nu știu, certuri în acea casă. Și simt că m-am lungit foarte mult, așadar vă las cu aceste două sugestii. O să încerc să le caut pe internet, să vă pun câte un link în descriere și sper să revin cât de curând cu un nou video în care să vă sugerez alte două cărți pe care le-am citit deja, dar până atunci vreau să vă spun ce am pățit cu OLX-ul și ce se întâmplă mai nou pe OLX. Așadar, în videoul următor vă povestesc cum era să fiu țepuită de 3500 de lei pe OLX. Până data viitoare, vă pup cu drag și vă rog să trăiți în prezent și să vă bucurați de tot ceea ce aveți, chiar dacă munciți pentru mai mult. Zi frumoasă, vă doresc și toate cele bune! Pa, pa!